Sebastian, cum te găsim în seara asta? Mă găsiți înfometat, dar pregătit să mă distrez. Eu care m-am ferit toată majoritatea vieții de evenimentele mondene, uite-mă că m-am pogorât și aici. Și chiar e frumos, chiar e distractiv. Și văd și pe zâmbetul tău că e așa o energie bună. Să fie vis, să fie realitate. Vis ar fi dacă aș avea mâncare. Deci cred că e realitate. Poate ne aude așa universul și vine acum o aducă niște mamă. Realizezi o emisiune fabuloasă la TVR, un aer foarte proaspăt, cu povești fabuloase. Ai ocazia să întâlnești niște oameni formidabili și să-i pui în tot felul de situații. Povestește-ne un pic despre lecțiile pe care ți le iei tu din aceste întâlniri și despre ce descoperi la oamenii ăștia. Cred că descoper ce mi-am dorit să descoper, de fapt, care este umanitatea din spatele fiecărui om. Pentru că, asta am spus-o de multe ori, circumstanțele, adică lucrurile prin care noi trecem, sunt niște lucruri circumstanțiale. Esența pe care noi ne-o dorim este umanitatea și să vedem un om care își trăiește visul pentru prima dată, cu greutăți, cu lucrurile ușoare, cu tot ce implică trăirea unui vis. Și eu personal chiar am învățat lucrul ăsta, că în viață cel mai important este să iei totul cu o doză de umor și să continui să visezi, să continui să visezi mare, pentru că adevărul e că din visurile noastre se face viitorul. Crezi în destin? Crezi că omul își face norocul cu mâna lui? Crezi că există așa o putere care ne pune pe fiecare pe câte un drum sau avem așa? Eu cred că există o putere care vine din tine și o putere care ce dai tu în univers, universul o să-ți dea înapoi. Eu mereu am fost o persoană care să iubească oamenii, care să iubească noul, care să iubească ciudatul, poate cum s-ar spune, în așa fel încât mie chiar mi s-a întors multă iubire pentru cum mă îmbrac, pentru cum sunt ca și om. Acum, evident că câteodată s-a mai și fost jignit, dar acum nu există numai complimente, există și jigniri și din alea poți învăța ceva. Deci cred că e important că să vezi și de universul și tu să pui și mai bine înapoi. Și după aia o să ți întoarcă totul. Era aia cu să faci rai din ce ai. Efectiv, rai din ce ai. Sau din aia în aur. Da. Apropo de vis și realitate, ești foarte tânăr încă. Care era visul tău în copilărie? Cum crezi că își imaginau părinții tăi că va arăta realitatea ta ca adult? Visul meu când eram mic era să fiu preot. Nu știu de ce, dar asta e prima care mi-o amintesc. Și cred că părinții mei nu s-ar fi așteptat la asta niciodată. Nu cred că s-ar fi așteptat să fiu în media României. Cred că de la 15 ani de când am plecat să lucrez în străinătate, nu credeau că o să mă mai întorc vreodată. Nici eu nu credeam că o să mă mai întorc. Dar când s-a ivit așa un proiect frumos și o oportunitate de a aduce umanitate în media țării în care eu m-am născut, am zis, hai să-l facem, hai să arătăm poveștile oamenilor și hai să arătăm că se poate să existe o media complet umană. Nu trebuie să existe scandal, nu trebuie să existe prea multă bucurie, nu trebuie să existe decât cum e omul în sine. Și mă bucur că simt eu că am reușit să fac asta din primul sezon și sper că în viitoarele sezoane să fie și mai uman și și mai aproape de oameni. Dacă ar fi să experimentezi mai multe meserii, adică să le încerci, așa cum îi pui tu pe invitații tăi în diverse posturi, care ar fi un top 3 al meseriilor pe care le-ai încercat măcar o dată? Locul 1, soldat. Pentru că îmi lipsește disciplina și am impresia că poate cu armata o să am disciplină. Mi-ar plăcea gunoier pentru că visul meu de când sunt mic, cred că mulți au avut visul ăsta să se urce pe mașină, să stea pe mașină. Și al treilea ar fi patinator artistic. Dar da, cumva sunt foarte o amalgamare din asta de visuri, dar cred că astea sunt cele trei pe care mi le doresc. Mă rog, mi-ar plăcea mult să cânt, dar nu am voce. Și s-a văzut într-unul dintre episoade cât de afon sunt, așa că cred că m-am îngropat. Da, am pus în univers vocea mea, acum nu mai e.
Era greu acum să ți se dea chiar așa toate talentele ție, era normal să te mai recunosc. Băi, mi s-a dat o talie mică și simt umorului. Eu zic că e suficient. Exact, exact. Îți mulțumesc mult de tot.